dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție. Bună, George! Bună, Janin! Astăzi este o zi cu totul și cu totul specială. Mereu v-am vorbit despre cei mai buni autori, cele mai vândute cărți și mereu v-am încurajat să vă urmați visurile. L-am cunoscut în urmă cu 5 ani, mi-a fost coleg de liceu. Și cine este el? Am reușit astăzi, în emisiunea În primul rând, să vorbim despre el. Adrian Ivașcu și-a lansat de curând propria carte, cu un titlu, aș spune eu, destul de semnificativ, Succesul Simplificat. George, știu că ai rămas surprins de această carte. Spune-ne mai multe despre ea. Da, foarte surprins. Sincer să spun, îmi place să văd tinerii din ziua de astăzi cât de pasionați sunt de munca lor. Ei bine, această carte prezintă o sinteză de 6 ani, de la vârsta de 15 ani până la 21, în care creatorul încearcă să se regăsească pe sine, să caute rezultate și să învingă toate problemele. Nu te aștepta să găsești în această carte sintezele altora sau probleme pe care alții ne le-au întâmpinat. În această carte vei întâlni exact ceea ce a simțit creatorul prin ochii acestuia. A scris această carte pentru a inspira pe oameni să acționeze și să-și urmeze visurile. Dacă un puș de 15 ani a reușit să treacă peste frustrări, peste lipsuri și să obțină în 6 ani de zile tot ceea ce și-a dorit în adolescență, atunci oricine poate. Cartea aceasta nu este doar despre informație, ci este despre aplicabilitate. De Adrian Ivașcu nu-l interesează dacă știi sau nu unele dintre aceste principii. Ceea ce-l interesează este să le aplici în viața ta. Înainte de a începe să citiți această carte, autorul vrea să stabilească un lucru cu cititorii săi, că aceasta nu este doar o altă carte de dezvoltare personală. Te invită să o citești cu un creion în mână, să ții notițe și să aplici ceea ce citești. Numai așa vei reuși cu adevărat să te dezvolți. Foarte bine punctat, Janin, ai foarte mare dreptate. Ce trebuie să le spunem telespectatorilor este că în această carte nu veți găsi cheia succesului. Nu vă așteptați la asta. E bine, veți găsi toate problemele pe care tinerii de astăzi le întâmpină și mii secrete pentru a trece peste. Nu vă dă cheia succesului, dar mai degrabă vă pune pe o direcție pozitivă și un drum pe care ar trebui să-l urmați. Școala TV se gândește la tine. În noul sezon am propus să aducem în prim plan vocea tânărului de astăzi. Așadar, astăzi stăm de vorbă cu Gabriela. Bună, George! Bună, Janin! Bună, Gabriela! Spune-ne! În primul rând, îți place să citești? Da, îmi place să citesc. Citesc de când eram copil mic, de când am învățat. Care este cartea ta preferată, dacă ai una, și ce genuri de cărți îți place să abordezi? De obicei, citesc foarte multe romane și polițiste de dragoste. Am citit o carte de curând, Furia Îngerilor. Era vorba și despre dragoste și mai mult polițist și cu avocați. Crezi că o astfel de carte, pe cea pe care am abordat-o astăzi, ajută mai mult tinerii dacă este scrisă de către un adolescent sau despre un om, să spun, mai în vârstă? Despre un adolescent, pentru că stai să te gândești foarte mult. Adică, uite, un adolescent a scris asta. Poate te inspiră și poți să ajungi să scrii și tu. Ești mai aproape de cititor. Da. Sperăm să auzim de tine și pe viitor poate să vorbim chiar în emisiunea noastră despre o carte pe care chiar tu ai scris-o. Vă mulțumim frumos pentru invitație. Mulțumim frumos și ce să spun, citește în continuare. Da, vă mulțumesc și eu. Obiceiurile vechi uneori rămân aceleași. Ne ținem de cuvânt și în sezonul al doilea, Școala TV. Vă trimitem la mare sau vă oferim 2 bilete gratuite la cinematograf. La fel, concursul a rămas același. Intrați pe pagina Școala TV oficial, dați-ne un like sau un share și celor care ne propun o nouă carte, scrisă de un adolescent sau nu numai, dar o carte care merită citită, poate fi premiat cu 2 bilete la cinematograf sau cu o tabără în regim de gratuitate la mare. Iată că vocea tinerilor de ziua de astăzi contează și pentru noi. Un exemplu, Adrian Ivașcu. Până data viitoare, noi suntem Janin Păun și George Năstase, doi cinefili care mereu și-au bilet în primul rând.